Cum să ne pregătim afacerile pentru Black Friday? Am pornit și screen sharing-ul. Haideți să vedem împreună cum ne pregătim magazinele online, afacerile online pentru Black Friday. În primul și în primul rând, începem promovarea mai devreme. De ce facem acest lucru, vă explic imediat. Promovarea mai devreme. Ei bine, noi făcând acest truc, ce se întâmplă? Prindem un trafic mai ieftin. Fiindcă de Black Friday toată lumea se bate cu oferte, strategiile de advertising, respectiv Facebook Ads, Google Ads, automatic își ridică costurile per click. Și noi cu această campanie de promovare pe care o facem înainte de Black Friday-ul propriu zis, lăsăm campaniile să-și facă un istoric, ajutăm și algoritmul din Facebook Ads, din Google Ads să se optimizeze. Aici aș completa, când zic începem promovarea mai devreme, mă refer undeva în octombrie, mijlocul lui octombrie, haide ultimile două săptămâni din octombrie, ultima săptămână. Nu vrem să fim absenți pe platformele de advertising și când începe Black Friday să pornim direct o campanie cu promoții foarte agresive. Vrem să construim treptat această strategie pentru a avea un Black Friday reușit. Iar pe lângă faptul că o să avem un trafic ieftin, ne construim și audiențele de remarketing pe care o să le targetăm în campania de Black Friday, iar aceste audiențe de remarketing sunt foarte ieftine. Noi deja o să populăm niște audiențe, niște liste de audiențe, iar când începe Black Friday-ul le avem direct în campanie. Mai departe, punctul numărul 2, site-ul este foarte important să fie optimizat înainte de Black Friday și aici, în primul rând, trebuie să avem viteză pe site. Gândiți-vă la ce trafic o să aveți de Black Friday, gândiți-vă că trebuie să aveți asigurat pe site un trafic destul de mare și să aveți site-ul optimizat în așa fel încât să poate să susțină acel trafic foarte mare. Pe lângă faptul că aveți nevoie de un site foarte rapid, experiența pe mobile este foarte importantă. Gândiți-vă cum este procesul de checkout pe telefon, cum arată site-ul pe telefon. Trebuie să vă puneți un pic în pantofii clientului și să vă gândiți un pic. De Black Friday toată lumea e agitată, toată lumea vrea oferta cea mai bună. Dacă nu aveți un site bine pus la punct din perspectiva experienței pe telefonul mobil, din perspectiva vitezei, clientul acela nu o să-și piardă timpul cu site-ul vostru, o să se ducă direct la competiție. Deci trebuie să fie mobile friendly, trebuie să ai o experiență de checkout foarte bună pe mobile și dacă tot vorbim de experiența de checkout, aici la checkout trebuie să vă gândiți un pic cum îl faceți să fie cât mai ușor pentru un client de a plasa o comandă. Trebuie în primul rând să îi oferiți foarte multe alternative, să aibă posibilitatea de a plăti prin virament bancar, ramburs, online, să aibă posibilitatea de a ridica produsul de la sediul magazinului, de a-l primi prin curier și tot așa. Deci oferiți cât mai multe posibilități ca să nu pierdeți acel client. Iar checkout-ul ar trebui să fie cât mai rapid. Uitați-vă din nou peste toți pașii pe care aveți în checkout și dacă există unii care vă gândiți că pot să lipsească, atunci lipsiți-vă de ei și faceți checkout-ul cât mai simplu și cât mai rapid. Aici la site aș mai adăuga și faptul că trebuie să avem un site navigabil foarte, foarte, foarte ușor. Să nu se încurce clientul când vrea să cumpere un produs simplu. Nu trebuie să avem multe pop-up-uri, nu trebuie să avem produsele afișate foarte haotic, deci să fie foarte ușor navigabil. Punctul 3, foarte important, este zona de suport. Și aici, oricât nu ați vrea să investiți foarte mult, trebuie, fiindcă de Black Friday
lumea o să aibă nevoie de suport. În primul și în primul rând, dacă aveți posibilitatea, dacă aveți resursele necesare, realizați un live chat. Puneți-vă o extensie de live chat, așa salvați mai mulți bani decât dacă ar trebui să angajați operatori telefonici. Dar dacă nu, asigurați-vă că aveți call center-ul pregătit. Că este pregătit să preia un volum mare de suport, că este pregătit să ofere răspunsurile la care se așteaptă clienții și aici puteți să revizuiți și zona de FAQs, întrebări frecvente, sau zona de contact, zona de regulament, zona de info în general. Trecem mai departe la zona de email marketing. Aici, în primul rând, ar trebui să vă structurați listele pe categorii de clienți. Trebuie să aveți deja listele pregătite. Spre exemplu, puteți să aveți liste cu cei care au cumpărat anul trecut, care sunt clienți fideli, care sunt clienți recurenți. Liste împărțite pe diverse categorii, cei care au cumpărat în trecut, cei care poate au abandonat coșul la un moment dat, iar când voi o să veniți cu oferta de Black Friday o să cumpere din nou de la voi produsul pe care îl aveau în coș. Trebuie să vă gândiți un pic la strategia de email marketing, este foarte importantă. Împărțiți aceste audiențe pe categorii de clienți și faceți și o campanie de teasing. Puteți, înainte cu câteva zile, înainte cu o săptămână, să anunțați clientul că o să începeți oferta de Black Friday, puteți să-i dați și câteva produse ca momeală, să zicem așa, pentru a-l face să fie cât mai interesat de această campanie de Black Friday. Mai departe, trecem la inventar. Aici trebuie să vă gestionați voi cât mai bine, am zis să-l trec pentru că nu poate fi omis, chiar dacă ține mai mult de zona de offline. Trebuie să vă gestionați inventarul, să aveți stoc disponibil, să știți că puteți să suplimentați în unele cazuri unde vedeți că un produs merge foarte bine, să știți că aveți posibilitatea să suplimentați acel produs. Aici trebuie să vă gestionați voi cât mai bine cu furnizorii, cu stocul și aici trebuie neapărat să aveți mereu site-ul updated. Mereu să aveți pe site cât stoc a mai rămas, câte bucăți mai aveți, fiindcă nu vreți să vă aflați în situația în care lumea a plasat 100 de comenzi și voi deja de la produsul 50 nu mai aveți stoc. Trecem mai departe la backup plan. Trebuie să avem un plan de backup, până și la backup trebuie să mai avem încă un plan de backup. Fiindcă există posibilitatea să pice site-ul, să aveți prea multe comenzi, call center-ul sau live chat-ul să nu facă față. Gândiți-vă la un backup plan, aveți mereu măcar încă o variantă de rezervă. Nu mergeți de Black Friday cu site-ul YOLO, cum s-ar zice, încercați să vă gândiți și la partea mai puțin fericită în care vă cade site-ul. Ce o să faceți în momentul acela? Cum o să gestionați? Trebuie să vă puneți aceste întrebări, fiindcă fiecare Black Friday, din ce am observat, este diferit. Iar ultimul punct, am păstrat pentru final ce e mai bun, competiția. Trebuie să fiți cu ochii pe competiție, indiferent că vă place, nu vă place, trebuie să vedeți ce fac competitorii. Am un video, o să-l pun și în descriere și o să fie și la finalul acestui video, în care vă explic cum vă puteți spiona competitorii online. E un video foarte interesant și vă invit să-l urmăriți. Competiția. Trebuie să vedeți ce fac pe campaniile de advertising. Trebuie să vedeți ce produse au ei în catalog. Trebuie să fiți mereu în cunoștință de cauză cu ce face competiția.
chiar și înainte de Black Friday, chiar și în timpul Black Friday-ului trebuie să vă uitați la site-urile lor, să vedeți ce promoții au, eventual puteți să vă abonați la newsletterele competiției tocmai ca să primiți și voi acel teasing, să vedeți când încep ei Black Friday-ul, ce produse vedeți au de Black Friday și tot așa. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Sper să vă fie util acest plan de bătaie, plan de război pentru Black Friday-ul de anul acesta. Ne vedem în episodul următor, iar până data viitoare vă urez spor la vânzări!